camera ascunsă. Nu trebuie să zâmbiți. Nu este vorba nici despre vreo glumă, nici despre vreo farsă. Este vorba despre rugăciune. Ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău, care este nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Matei cu 6 6,6 Viața de rugăciune pierde tot mai mult teren în viața copiilor lui Dumnezeu. Bunăstarea, lipsa problemelor mari, indiferența, necredința, răceala spirituală sau pasivitatea au stins încet duhul de rugăciune. Pentru că viața de rugăciune nu se rezumă doar la timpul de închinare de duminica. Mai degrabă acolo se vede cât de antrenat suntem în privința rugăciunii iar acest lucru nu se observă în meșteșugul folosirii cuvintelor și nici în lungimea sau scurtimea rugăciunii ci mai degrabă în duhul aprins în sinceritate și în pasiunea și dorința de a veni în prezența lui Dumnezeu în rugăciune când ne rugăm nu îndeplinim o sarcină nu ne achităm de o datorie ci pur și simplu respirăm pentru a rămâne în viață viața spirituală pe care am ajuns să o ignorăm atât de mult, sau poate încercăm să o înlocuim fără succes cu viață religioasă. Creștinismul autentic are partea lui frumoasă din exterior. Dar acest lucru nu înseamnă nimic, fără acele discipline lăuntrice profunde, practicate în ascuns, departe de ochii celor care ar putea să ne aplaude. Înainte de a vorbi într-un fel sau altul despre cum merg sau despre cum ar trebui să meargă lucrurile, Câți dintre noi intră zilnic cu perseverență și pasiune, în cămăruța ascunsă, pentru a sta de vorbă cu Tatăl Ceresc, pentru a plânge din pricina problemelor cu care se confruntă lumea și pentru a striga în ajutor pe Domnul? Cu creștinismul și cu viața de credință nu se face paradă. Această atitudine nu face altceva decât să ne pună eticheta de alame zângănitoare. Să căutăm profunzimea să căutăm mai mult intimitatea cu Dumnezeu, vorbe mai puține și viață mai multă, șușotel mai puține și timp petrecut mai mult în cămăruța ascunsă, mai puțin la oglindă și mai mult pe genunchi de vorbă cu Dumnezeu.